Bună seara sau bună ziua! Sunt Florin Grozea și am fost în sală la discursurile de până acum și mă gândeam cu teamă un pic, mă gândeam că nu o să fie nimic amuzant în ceea ce spun eu astăzi, aici pe scenă, nu o să fie nimic inspirațional, nu vă așteptați la lucruri de-astea. Pentru că puteam să vorbesc despre mine și am vorbit la foarte multe evenimente despre mine. Dar în ultimul timp am ceva pe suflet și spun ce am pe suflet tuturor celor care mă întâlnesc. Chiar acum pe drum spre Bacău am sunat doi prieteni și le-am spus, nu știu de ce v-am ales pe voi, dar vreau să vă zic ceva. Zi, Florine. Și m-am descărcat, am spus ce probleme am. Și astăzi o să vorbesc despre probleme, pentru că v-am zis despre mine. Am tot vorbit și am fost pe scene și, în general, la interviuri, lumea mă întreabă despre mine. Dar astăzi voi vorbi despre schimbare. Voi vorbi mai puțin despre mine, cât despre noi toți. Și am ales un titlu care... V-am zis eu că nu o să fie amuzant astăzi. Ați râs, da, e un râs nervos. Prezentarea mea se numește Trump este Satra Benz. Trump este noul președinte al Statelor Unite, probabil toată lumea știe. Satra Benz este o trupă hip-hop din România. Într-o zi mi-a picat fisa, acum câteva zile chiar. Trump este Satra Benz. Și o să vă spun ce legătură are asta cu schimbarea și de ce m-am hotărât să vorbesc despre Trump și despre Satra Benz, deși eu nu mă pricep nici la politică, nici la hip-hop. Ăsta știu. Și schimbarea a existat în viața mea doar de la un moment dat încolo, pentru că a mea copilărie a fost foarte frumoasă și fără schimbări. M-am născut în 79, în 1985 m-am apucat să învăț la pian, ceea ce a fost o chestie care urma să-mi schimbe viața, dar n-a schimbat nimic în momentul respectiv. A venit revoluția, credeam că o să se schimbe ceva, nu s-a schimbat nimic. Până în 1996 viața mea era foarte simplă și părinții mei cu siguranță știau care va fi drumul meu în viață. Ceea ce îmi dădea și mie o încredere că știu ce vreau să fac în viață. La un moment dat, după ce am lansat trupa Haikyuu în 1996, am muncit, noi am făcut ce am făcut și la un moment dat a venit o primă schimbare. Schimbarea în viața noastră a fost destul de grea și destul de dureroasă. Pentru că ne credeam niște cântăreți și ne-am trezit la televizor. Pe noi nu ne-a pregătit nimeni să prezentăm emisiuni. Cei din echipa televiziunii de atunci, din 2001, au zis, vom face repetiții. N-am avut timp. La un moment dat, vă jur, asta este fotografia de la începutul emisiunii, la un moment dat au zis, nu mai avem timp, în 3 minute intrăm. Dar noi nu știm să prezentăm emisiuni. Noi suntem niște copii de la Brașov. A fost fun, a fost distractiv. Am pus eu niște numere pe acolo. De atunci am avut peste 1000 de concerte cu Haikyuu, în peste 200 de orașe, 8 albume și un hit internațional. Între timp, cu trupa Haikyuu, am făcut o grămadă de alte chestii. În 2006 am lansat un blog și a fost primul blog al unui artist român. Sigur că asta a fost o schimbare în viața mea și lumea a râs de mine. Am scris pe blogul ăla peste 6500 de articole și am fost prezent la peste 100 de evenimente ca speaker. Dar nu asta e ideea. Nu o să insist foarte mult pe mine. O să vedeți de ce. În 2013 am făcut o schimbare foarte mare și anume am devenit scriitor sau ceva de genul ăsta. Am lansat prima carte despre industria muzicală din România și singura. A trecut 3 ani, alții nu s-au gândit să scrie cărți despre muzică. Am scris-o eu. A fost o schimbare destul de dureroasă pentru că din băiatul ăla simpatic de la Haikyuu, deodată eu încercam să le zic oamenilor că am scris o carte. Sigur că lumea nu prea mă lua în serios, dar în fine, eu am fost mândru de treaba asta și apoi, datorită cărții, am lansat și o agenție pe care o am și acum și o agenție care face campanii online cu artiști. Care a fost elementul care m-a făcut să trec prin toate aceste schimbări și să evoluez?
M-am gândit și n-a fost ușor, n-a fost greu să răspund, a fost chiar ușor. Internetul. Lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult din momentul în care a apărut internetul în România, iar noi când am lansat ca trupă, internetul deja exista. Și mi-am dat seama că schimbarea, dacă ești un tânăr de la Brașov, talentat, muncitor, ambițios, care vrea să aducă lucruri frumoase, să aducă zâmbete pe fețele oamenilor, schimbarea asta poți să o faci datorită internetului. Și m-am gândit eu ce leagă toate lucrurile pe care le-am făcut. Emisiuni, muzică, concerte, carte, evenimente, site-uri pe care le-am lansat. Sigur, afaceri, să zicem afaceri, e mult spus. Internetul. Mamă, câtă putere mi-a dat mie un tip care a vrut să schimbe viața lui și viața celor din jur. Și mi-am dat seama că internetul și mai ales modul în care comunicăm datorită internetului aduce democrație pentru noi. Și vreau să vă spun că ăsta e un slide pe care îl folosesc inclusiv la workshop-urile pe care le țin cu artiști și cu profesioniști din muzică și le spun, conștientizați cât de important este internetul și cum puteți să-l folosiți pentru a evolua, pentru a vă schimba, pentru a schimba lumea din jurul vostru. Deci e o democrație extraordinară. Și am ajuns la o concluzie foarte inspirațională. Am zis, băi, dacă ești un tânăr care vrea să facă ceva, nu contează că ești de la Bacău sau de la Iași sau de la Craiova sau de la Constanța sau de la Brașov, ca mine, poți. Și am inventat treaba asta pe care o spuneam foarte des unde eram întâlnit. În interviu, unde eram invitat, da? În interviuri, pe scenă, la evenimente și așa mai departe. Tinerii care vor să schimbe ceva pot schimba în bine societatea în care trăiesc datorită internetului. Ce vremuri extraordinare trăim! Și pentru că știu că vă plac pisicile, am o agenție digitală și, dacă vreți, vă arăt rezultatele. Când sunt pisici, like-urile curg. Deci știu ce vorbesc, ascultați-mă că mă pricep. Dar v-am zis că prezentarea de astăzi nu este una pozitivă sau inspirațională și nici nu știu ce concluzie să trag pentru voi. Pentru că după ce atâția și atâția ani folosindu-mă de internet, de social media, de bloguri, de muzică pentru a schimba viața mea, a celor din jurul meu și pentru a aduce zâmbete oamenilor, pentru a aduce schimbare cu adevărat, am observat că din ce în ce mai multă ură se adună pe internet. De unde acum 10 ani scriam un articol pe blog în care spuneam blogurile pot aduce democrație în orice țară, pentru că blogurile sunt niște articole scrise de niște oameni care n-au nicio putere altfel decât cea de a scrie pe bloguri și îi lasă pe alți oameni să comenteze. Extraordinar! Pentru prima dată în istorie nu e doar, nu știu, CNN sau ProTV sau Antena 1 sau Libertatea sau Washington Post, nu e cineva care scrie și noi toți stăm și ascultăm sau citim. Nu! Blogurile pot aduce schimbare. Nu s-a întâmplat asta. Dimpotrivă, dacă intrați acum pe bloguri sau pe site-urile care au comentarii în partea de jos în România sau peste tot în lume, dacă intrați pe YouTube unde sunt comentarii, veți vedea foarte multă ură. Și după aia, englezii care, vorba aia, au inventat democrația și drepturile omului și Parlamentul, au votat să iasă din Uniunea Europeană. A doua zi au căutat pe Google ce e Uniunea Europeană. După aia a ieșit Trump, surprinzător. Unde am greșit? Vedeți că am vorbit până acum și am zis, ca la orice alt eveniment, am zis ce tare sunt. Am pornit de la Brașov, am pornit de jos, am vrut, am făcut, am lansat site-uri, am lansat blog. Cred în tinerii care pot schimba orașul, țara, lumea, datorită internetului. Iată-mă pe mine, dovada. Și totuși, asta e lumea în care trăim. Unde am greșit eu în acest... Am greșit ceva în ipotezele pe care vi le-am zis?
Despre schimbare vreau să vorbesc astăzi. Schimbarea nu e așa cum și-o dorește fiecare dintre noi. Eu spuneam, țineți minte acea frază cu care mă mândream. Tinerii cu ambiție, cu curaj, pot schimba ceva în lumea în care trăiesc cu ajutorul internetului. Pentru prima dată, pentru prima dată în istoria omenirii, tinerii din orice colț al lumii pot schimba societatea și țara și lumea datorită internetului. Am greșit cu ceva? Nu. Și totuși, rezultatele sunt altele. Cu toată puterea pe care o avem, în jurul nostru e multă ură. Sunt oameni rasiști. Sunt oameni care aruncă cu cuvinte grele. Sunt oameni care votează pentru Brexit. Sunt oameni care votează pentru Trump. Unde am greșit? Mă gândeam eu zilele trecute. Și vreau să vă gândiți la schimbare. Când vine Florin Grozea pe scenă la TEDx, în Bacău, oriunde altundeva, el este un tip pozitiv, zic eu, bine crescut, nu prea bea alcool, nu a înjurat, n-a făcut scandal, vrea să aducă zâmbete pe fețele oamenilor, vrea să facă treabă, folosește internetul. Folosește internetul pentru a schimba lumea. Și mi-am dat seama unde greșesc. Acea frază pe care v-am spus-o este doar din punctul meu de vedere. Haideți să schimbăm fraza. Haideți să spunem, toți oamenii din lumea asta, datorită internetului, pentru prima dată în istoria umanității, pot schimba societatea în care sunt. Ok, haideți să fiu mai specific. Rasiștii, homofobi, pot schimba datorită internetului societatea în care trăiesc. Conservatorii închiși la minte pot schimba societatea în care trăiesc datorită internetului. Analfabeții. Nu zic într-un sens peorativ. Hai să înlocuim cuvintele în fraza asta. Oamenii care vor rău altor oameni pot schimba societatea în care trăiesc datorită internetului. Și atunci m-am lovit. De fapt, internetul este un concept budist. El nu e bun pentru că eu am vrut să fie bun și pentru că mi-a adus atât de multe lucruri în viață. El nu este nici rău pentru că eu cred că n-ar fi trebuit să iasă Trump sau n-ar fi trebuit să se întâmple Brexit. El există și este o armă pe care noi toți putem să o folosim pentru a schimba. Dar vin oameni la evenimente ca TEDx și se înconjoară de oameni care gândesc la fel și care au crescut pe muzica Haikyuu și se bat pe spate și spun ce mișto e internetul. Ce mișto e Facebook-ul, ce mișto sunt blogurile, putem schimba. Și ei când zic putem schimba, uită că de fapt schimbarea poate fi și în rău. Și că de fapt internetul nu este cel care ne dă nouă șansă a priori de a face bine. E doar un instrument. Este ca o mașină. Am folosit mașina mea pentru a ajunge la Bacău și am întâlnit cu niște oameni foarte faini. Dar altcineva putea folosi mașina pentru a călca un vecin, că îi se pare că s-a uitat dubios la el. E un instrument mașina, mașina nu e bună, nu e rea. Da, cu mașina poți să schimbi lucruri, așa cum spuneam, făceam paralelă, cu internetul poți să schimbi lucruri. Și fac o paranteză cu ce fac în momentul de față în muzică și în online. Am o serie de interviuri pe care le fac pe Facebook Live Video, se numesc Secretele Industriei, cu o grămadă de artiști și de profesioniști din industria muzicală, pe care îi întreb cum au ajuns aici, ce fac, care sunt planurile lor de viitor. Am încercat din cei 35, peste 35 de invitați, să-mi dau seama care este lucru care îi unește pe ei. Și n-am găsit talent, vă zic sincer, nu toți sunt talentați. N-am găsit niciun caz pile sau relații sau bani, majoritatea au pornit de jos. Am găsit un lucru care îi leagă. Sunt lipsiți de respect. Oamenii ăștia care au schimbat
industriile în care sunt, sunt lipsiți de respect și sună urât. Dar vreau să vă spun că am mai descoperit cine e lipsit de respect în muzica românească. Asta e o trupă hip-hop, se numește Satra Benz, pe care probabil toată lumea din sală o urăște, sau în fine, dacă o aude, îi se pare o mizerie. Și așa sunt și comentariile de pe YouTube. E o mizerie, e o manele, e o gălăgie, totul e prea agresiv. N-au pic de respect. Și aici mi-am dat seama că pentru a schimba lumea în care ești, fie că ești un tânăr progresist de la Brașov, fie că ești un om matur, conservator din America rurală, ce ne leagă pe noi este lipsa de respect ca să facem acea schimbare. Și asta vreau să vă spun, nu este o concluzie, este gândiți-vă un pic. Când cereți schimbare sau așteptați sau vreți schimbare în societățile sau în orașele sau în țările în care sunteți, gândiți-vă că schimbarea înseamnă în primul rând să nu ai respect pentru ce există deja. Dar mai mult decât atât, să folosești instrumentele pe care le ai într-o direcție care e una pozitivă. Eu degeaba vă zic asta, acum îmi dau seama că poate mulți dintre voi ați votat cu Trump. Ideea este că oricât de mult am noi ăștia, jumătate din sală, oricât de mult am urât faptul că Trump este președintele Americii sau oricât de mult ne-ar îngrijora, de fapt trebuie să ne gândim cum am ajuns ca instrumentele pe care le credeam bune să fie folosite în sensuri împotriva noastră, nu neapărat rele. Și mai mult decât atât, apropo de Trump și de Satra Benz, dacă e să vin cu o chestie optimistă, că sunt un optimist, este că după ce a ieșit Trump, președintele Americii, și după ce asculți primul album al trupei Satra Benz, măcar un lucru se întâmplă. Lumea ta nu va fi niciodată la fel cum a fost înainte. Poate asta e, uite, o concluzie pe care o căutam. Nu știu dacă este bună sau nu știu dacă o să vă inspire. N-am ce rezumat să fac. Ideea este că din momentul în care a apărut internetul, totul s-a schimbat. Și eu încerc să îmbrățișez schimbarea, deși de cele mai multe ori e dureroasă. Deși, datorită internetului, ea nu este exact ceea ce mi-am dorit eu să fie. Deci asta, mai am 17 secunde și vă spun că în dimineața asta, pregătindu-mă pentru acest speech, mi-am adus aminte de o prezentare pe care am ținut-o în 12 decembrie 2012, care spunea așa: dacă vi se pare lumea în care trăiți acum că este nasoală, stați să vedeți ce vine. Jur, așa, vă trimit link cu prezentarea mea. Dacă vi se pare că internetul este un spațiu nedrept și haotic, acum că sunt un milion de oameni, un milion de români pe Facebook, ziceam eu în 2012, stați să vedeți cum va fi când vor fi 10 milioane de români pe Facebook. Va fi nasol. Stați să vedeți, dacă acum sunt 2 miliarde, ziceam în 2012, 2 miliarde de oameni care folosesc internetul, stați să vedeți când vor avea 6 miliarde de oameni internet. Va fi nasol. Va fi o schimbare, dar va fi multă ură pe internet, ziceam atunci. Va fi mult rasism, va fi multă incultură, vor fi multe furturi. Și mai mult decât atât, presimt, ziceam atunci, că în modul în care se întâmplă lucrurile, presimt că Justin Bieber va fi președintele Statelor Unite. Ziceam eu acum 4 ani. Pe mine mă sperie treaba asta. Eu acum 4 ani știam, am zis Justin Bieber așa, ca să aduc un zâmbet pe fețele oamenilor de la conferință. Nu m-a băgat nimeni în seamă, dați seama. Vine el și spune Florin Grozea, trupa Haikyuu, gașca mea nu poate să stii. Nu. Trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și poate să lăsăm un pic la o parte romantismul. Internetul e foarte mișto. Vremurile pe care le trăim sunt foarte tari. Dar de fapt, lucrurile sunt mult mai grave decât par. Și schimbarea care vine în fiecare zi
poate fi una foarte gravă. Îmi pare rău că acum 4 ani am făcut aceste previziuni. Dar voi fi foarte atent de acum încolo ce previziuni voi mai face și nu știu dacă îmi doresc ca ele să fie adevărate. Vă mulțumesc!